pronunțat arhaic. Peisajele lui au parfumul unei simplicități rustice. Un tradiționalist care nu se rușinează de temele considerate vetuste. Să ne inspirăm alături de omul care valorifică în arta sa trecutul satelor noastre. Să-l cunoaștem pe maestrul în pictură Mihai Mireanu, începând cu copilăria lui, chiar cu prima pictură realizată de el. Deci eram pe clasa a patra și recusem la literatura moldovenească, punem ghilimele, poezia lui Eminescu, Să-mi norease păsările. Uite, mi-a plăcut atât de mult poezia asta că am început să o ilustrez, să am ilustrat-o și când am văzut învățătoarea de atunci, i-a plăcut foarte mult. Și a spus, Mihai, va fi pictor. Am luat în serios toată treaba asta și am zis că da, bine, o să fiu pictor. Cum ați făcut rost de primele culori? Plecând odată mama la Tighina, i-am spus, mama, să-mi iei niște acorele. Și mi-a luat. Și era scris Krasny Hudožnik. Ah, era fericit o cutie din lemn, cu capac care străgea așa. Și erau niște vase micuți, așa, culorile astea, de astea îmbibate cu miere de albină, extraordinar și miroseau frumos, dar și erau și plăcute. Cine din familie era sceptic în privința aspirației dumneavoastră? Mama mai mult, era împotrivă ca eu să desenez. De ce? E că îmi stric ochii. Îmi spuneam mereu că eu, mă rog, trebuie să devin un gospodar, un tractorist, un șofer acolo în sat. Cum decurge actul de creație al lui Mihai Mireanu? Eu întâi trăiesc și retrăiesc pânza. Câteodată mergi pe drum și poate să iei mașină peste tine. Pentru că tu nu vezi nimic, tu stai cu gândul acolo. Și trecerea de la o lucrare la alta nu e atât de ușor. Dacă este să vorbim despre tabăra internațională de pictură de la Olănești, din satul dumneavoastră natal, ce scop ați urmărit atunci când ați fondat-o? De a apropia lumea din sat, de a apropia de frumos. Deci ei când vin la Chișinău, vin la piață, nu vin la muzeu. Am hotărât noi să ducem muzeul acolo. Cum explicați dragostea de a picta satele moldave? Satul este acel care își păstrează nucleul acela etnografic. Satul rămâne cu farmec, rămâne acel care ne dă imboldul acela, muza aceea care este acolo. Mi s-a întâmplat să distrugeți o lucrare? Deci am distrus multe lucrări, mai ales la început de cale. Când eram convins că ceva nu reușește, ori dacă mi-a reușit prea puțin, le distrugeam. Le întorceam cu spatele, turnam apă fermente, un clop din spate și de față le curățăm vopseaua. Ori le întorceam cu fața la perete și le lăsam așa. Erau multe lucrări care le-am scos de pe șasiu și le folosim ca cârpă de prag. Dar au fost și cazuri când cârpile cea de prag mi-au plăcut, le-am pus înapoi în ramă și le prezint la expoziție. Sunt vreo 5-6 lucrări din astea. Și îmi plac azi de extraordinar. Și îmi dau seama că ceea ce am de trebuit cândva, poate așa le erau niște valori pentru mine. Eu mi-am luat un angajament față de mine, față de Dumnezeu. Cândva o să fiu întrebat de Dumnezeu. Ce ai făcut cu darul care ți l-am dat? N-am făcut nimic, ori am făcut, eu vreau să fac. Și am făcut și o să fac cât o să mai trăiesc.